Pe domnul regizor aici îl înțeapă pieptul. Nu mai putea. A zis că moare. Și am crezut că moare și nu mai termin clipurile. Este un Ferrari și celălalt este un Lamborghini. Haide. 4:30 trebuie să fim pe iaht. Ne place acest iaht. Este foarte tare acest iaht. Și efectiv a fost tot. Nu luăm așa dansatoare de România ca oricine. Noi luăm de-astea international, gen Rusia, Filipine. Petrișor, mi-e dor de tine. Tu ești ca ploaia de vară. E aici? Este echipa de filmare. Okay. El este echipa de filmare. Mai e unul acolo. Și mai e unul acolo. Încearcă să-i trezi spate, dar... Amor, important. Asta e Dubaia noastră pentru astăzi. Da, dar e o dubă frumoasă decapotabilă, asta este important, că suntem în Dubai la 50 de grade și să ne bată soarele în cap, că de-aia vin de aici. Normal. Corect, și să mergem. La prima locație este o parcare cu multe mașini frumoase. Se pare că este un Ferrari și celălalt este un Lamborghini. Și aici se cântă strofa 2. Urmează să vină și dansatoarele. Eu sunt gătită, pregătită. Am schimbat revedere de aici în clădire. Și tragem un playback mic. Domnul Andrei pune lumina. Domnul Alin acolo. Mașinile se parchează. Și e foarte cald. 40 de grade. Bine că stăm la umbră. Totul e bine, totul s-a rezolvat, da. Suntem într-o țară în care nu cunoaștem pe nimeni, dar e ok că se rezolvă chestii. Ce vrei mai mult de atât? Da, și oamenii sunt săritori, ajutători. Da, așa, da. Adică Andrei de la Dubai Rentacar.ae ne-a ajutat și cu mașinile și cu locațiile. Și prietenul lui acum e în față cu un Ferrari roșu. Speed trap reported ahead. Și ne conduce la o altă locație, am terminat filmarea în parcare. Și acum mergem la o altă locație, au venit și dansatoarele. Sunt în față cu mașina albastră, deci suntem într-un șir indian acum și mergem să facem coreografia sub un pod. Da. Deci oamenii sunt... Podul lumina, mișto, e ceva da. Special, nu e un pod ăla ca la Băneasa. Da, da. Deci el e cu lumina și cu specialitatea. Așa, eu sunt cu stresul. Haide, să încadrăm în timp, că filmăm 3 clipuri azi, mă vezi și pe mine. Foarte mare. Da, foarte mare. Foarte mare. Dar eu nu înțeleg de ce se obișnuiește cu mine, adică la fiecare clip e aceeași discuție. Tot timpul a fost așa. Acum m-am mai calmat. La 4:30 trebuie să fim pe iaht, vezi? Trebuie să ne încadrăm. Ne încadrăm. De aia. Tânăr,
ești un suflet bătrân. Ia zic, orice stau trebuie că sunt suflet bătrân. Dar ca vârstă ești tânăr. Așadar, continuăm. Cum a fost în vacanță? Ce? Cum a fost în vacanță? Foarte frumos. Foarte frumos. Am stat pe telefon să fac clipul ăsta. Alin lucrează și din vacanță pentru mine. Tot lucrează Alin, face și campaniile, face și clipurile. Bine că nu lucrează pentru mine. Da, mai ales să pleacă de muncă. Deci mi așa îmi place, să un om să aibă, facă de toate. Tu ești ca ploaia de vară. Efectiv 40 de grade, nici nu pot să țin ochii deschiși în soare. Foarte, foarte cald. The sexy girls sunt sexy și frumoase, minunate. Foarte frumoase. Yes, you have white boots, perfect. Și filmăm. Mașina în poziție. Suntem gata. Tu ești ca ploaia de vară. Clipurile? Asta era, de fapt. Era durerea mea, normal, logic. Adică țin la tine, dar nu, mă interesează clipul și clipurile. Clipul, adică. Mergem pe un iaht. Mergem pe un iaht unde vom fi primiți cu sushi și cu mâncare, că n-am mâncat nimic. Băutură. Și băutură și sperăm să facem și o baie. Facem și o baie și să fie bine și să terminăm clipul astăzi. Dacă este bine pe iaht, nu mai tragem în altă zi nimic. Terminăm astăzi și o să fie bine. Și oricum o să iasă un clip super bine. Bun, până acum am tras două cadre, două ținute și acum urmează a treia ținută pe ea. Yes, yes, ne place acest iaht. Este foarte tare acest iaht. Foarte tare, wow, și cu șampanie. Ne așteaptă și domnul capitan. Oh, ce frumos. Nu mai așa nimeni să n-audă. Nu că ar mai conta, dar ploaia ne cam mudă. Pe amândoi, pe amândoi. 4, 3, 2. Tu ești ca ploaia de vară. Am terminat de filmat. Suntem bine, e ora 7. Tocmai ce a apus soarele. Și sunt foarte fericiți de ce a ieșit. Foarte încântați, mai ales eu. O să iasă un clip superb, de vară, frumos. Domnul regizor aici este foarte obosit, mai poate. Nu, ești ok? Da. E ok, e bine atunci. Acum cel puțin când e întuneric așa și nu mai bate soarele. E bine, nu? E bine, puteți mai filmăm. Da. Ce e nașpa e când e soarele acela puternic. Mâine o luăm de la capăt. Mâine e o nouă zi și filmăm un videoclip la melodia O viață și un minut. O melodie foarte frumoasă, de suflet, care va fi lansată la sfârșitul lui august. Mâine nu avem dansatoare, mâine avem actori. Doi tineri care vor juca o poveste. Așa, apropo de dansatoarele mele, de astăzi, din videoclip,
două erau rusoaice și una filipineză. Și au venit aici în Dubai pentru un trai mai bun. Nu, e în Brazilia și au venit aici în Dubai special pentru clipul tău. Ah, corect, au venit pentru că clipul meu. Că noi nu luăm așa dansatoare de România ca oricine. Noi luăm de-astea international, gen Rusia, Filipine. Petrișor, mi-e dor de tine, Petrișor. Alina a fost dansator în viața asta anterioară, s-a lăsat că nu l-a mai, ținut genunchii. Hai. Și s-a dat pe clipul. Dar cu Alin filmez toate campaniile. Toate clipurile. Toate clipuri, tot. Tot ce apare în mediul online cu tine. Tot ce apare în mediul online cu mine, filmez cu el. Și mi se pare că se pricepe cel mai bine. Mulțumesc. Îmi place să mă și iau de el, da. Dar nu înțelege că eu fac cu drag asta. Da. Fac cu drag. Nu, dar mi se pare că trebuie ghidat. Ghidat, da, aia era. Ghidat. Aia era, da. Ia-mi GPS, o să mă ghidez la fiorce. Dar până la final, nu contează, e așa, la, și după aia, iese clipul. Uite cât iese de bine. Iese clip oricum. Iese clipul superb. Iese clip oricum. Și fără... Mâine, mai poți, eu luăm de la capăt. Da, dar nu mai pup căldura asta, m-a terminat, m-a rupt. Mult prea cald. Mult prea cald. Mult prea cald, 40 și ceva. Și ce că se face și 50 în iulie, așa ne-au zis. Da, în iulie a zis că nu poți să stai, poți să ieși afară, efectiv. Da, rău. See you. Ne vedem la următorul vlog. Mâine. Da. Anul acesta, Andreea Bălan îți aduce pe scenă, la Sala Palatului, o poveste de viață emoționantă. Vino pe 16 octombrie la Sala Palatului să fii parte dintr-un spectacol unic. O poveste despre viață și dragoste, despre putere și supraviețuire, despre vindecare și iertare. O viață ca în filme, povestită prin muzică, dans și culoare. Andreea Bălan copilul, Andreea Bălan femeia, Andreea Bălan mama te așteaptă să vă bucurați împreună de un show fascinant pe 16 octombrie în București, la Sala Palatului. Bilete pe iabilet.ro. Atenție! Un spectacol cu impact emoțional. Dragilor, vă aștept cu sufletul și brațele deschise la primul meu concert de la Sala Palatului. Vreau să împart cu voi o poveste nespusă până acum. Povestea sufletului meu, fără secrete și fără măști. Vă sunt recunoscătoare și mă aplec în fața voastră pentru că datorită vouă și lui Dumnezeu, eu sunt Andreea Bălan. Vă iubesc și vă aștept să cântăm împreună, să dansăm și să împărțim fericire, bucurie și multă emoție pe 16 octombrie la Sala Palatului. Vă pup!